Bine ați revenit pe canalul meu, eu sunt Zgârcea și ăsta este al treilea videoclip despre GTA 6. Avem informații noi, pe multe dintre ele nici măcar nu le-am auzit până acum vreodată și vreau să le împărtășesc cu voi pentru că eu zic că sunt foarte interesante. Hai să vedem! Știm foarte bine că Rockstar este destul de aproape de un anunț oficial legat de GTA 6. Cineva mai disperat ca mine sau oricare dintre voi care vă uitați la videoclipul ăsta în momentul de față s-a uitat din nou peste leak-urile de anul trecut și a văzut în profunzime fiecare mic detaliu din GTA 6 în stare beta, cum era atunci când erau făcute videoclipurile, și a găsit mai multe chestii. În primul rând vorbim despre animale, despre fauna din GTA 6 și avem doar câteva chestii de menționat aici. Se știe că vor fi crocodili, pitoni, cerbi și cel mai probabil o să revină și Bigfoot. Vor exista câini înturbați și se știe că animalele cel mai probabil o să se vâneze între ele. Dar animalele nu sunt atât de importante în GTA, deci hai să trecem la oraș și ce vom regăsi în el față de jocurile anterioare din seria GTA. În primul rând o să fie o tonă, deci efectiv o tonă de evenimente random care vor putea avea loc în oraș. De exemplu, vor exista mașiniști care se vor putea întâlni în parcare sau vor exista grupuri de NPC-uri care se vor întâlni. Și nu doar atât, dar vor avea conversații care chiar vor avea sens față de GTA 5 sau celelalte GTA-uri în care erau niște replici, dar nu aveau neapărat sens sau o legătură între ele. Alte evenimente random vor fi, de exemplu, că vei putea să vezi NPC-uri care se vor duce random să tâlhărească un om sau să spargă un shop. Se zvonește că în oraș vor fi și dozatoare pentru gumă de mestecat. Da, habar n-am de ce a introdus Rockstar Games detaliile astea, dar interesant. Orașul va fi supravegheat de camere tip CCTV, mâncarea s-ar putea să fie furată de ratoni, vor exista TV-uri în oraș care vor prezenta știri și evenimente care chiar vor avea o logică și chiar vor avea o legătură cu GTA și cu ce se întâmplă în joc. Orașul se știe că se va extinde, vor exista clădiri care se vor porni de la zero cu construcția și în timp probabil că atât orașul cât și harta în sine va începe să se extindă. Un detaliu mic, dar care poate pentru voi pare interesant, este că, de exemplu, copacii vor lăsa frunze pe jos. Da, nu știu, cum am zis, deci sunt niște detalii care, înțeleg, vor să aducă cât de mult posibil GTA 6 la realitate, dar e deja dubios, man. Nu știu, mi se pare foarte dubios. În GTA 6 va exista transport public, deci transport public de ăsta în comun, va fi, de exemplu, metrou, vor fi autobuze prin oraș, va fi cel mai probabil inclusiv cale aeriană de transport, tren și, nu în ultimul rând, cai. Data trecută, sau acum două videoclipuri, că nu mai țin minte, v-am spus că vor exista în jur de 2000 de clădiri în care se va putea intra. Da, da, se va putea intra în aproape orice clădire din GTA 6, ceea ce e impresionant. Printre clădirile astea se numără și mall-uri în care vei putea intra și probabil că vei putea să faci inclusiv shopping. Este foarte posibil să fie și cel puțin o parte din Disneyland, dar și două instituții. Interesante părerea mea, adică eu zic că nu le-au băgat degeaba în joc. Una sub apă pentru cercetare și cealaltă este de fapt un centru spațial. Stau și mă gândesc dacă nu cumva vor ăștia să facă în puii mei și ceva, un fel de să poți să mergi pe lună în GTA 6. Ar fi ceva ce ar face Rockstar Games, sincer. Dar așa cum am zis, în aproape toate clădirile din joc vei putea să intri și având în vedere că vor fi tot felul de shop-uri, de exemplu inclusiv frizerii, hoteluri, cămine, librării și așa mai departe, pe toate astea cel mai probabil le vei putea jefui. Se cam zvonește că orice ar putea fi un business va putea fi jefuit. Și nu în ultimul rând, vor exista influenceri în joc, după care unii vor dispera să-și facă poze, să-i urmărească, să chestii de genul ca în viața reală. Și că tot vorbim despre NPC-uri, în GTA 6 nu va trebui să ții pistolul în mână și să țintești către cineva ca acea persoană să fie alertată. Se pare că de data asta NPC-urile vor fi alertate și dacă vei avea doar pur și simplu vizibil, cumva la vedere, o armă. Se știe că vor avea niște reacții foarte realiste la lovituri, dar și la împușcături, multe dintre ele sincer sună chiar grafice și traumatizante. Vei putea fi tâlhărit în schimb de NPC-uri. Și dacă te prind că ai armă sau că ai făcut vreo infracțiune, vor avea telefoane și un comportament cât mai aproape de realitate, în sensul că vor suna la poliție ca să te dea în gât. Poliția, în schimb, nu se reacționeze la fel oriunde pe hartă. Se pare că în zonele rurale va veni mult mai greu, deoarece sunt oameni care sunt mai săraci, nu au acces la fel de ușor precum cetățenii din oraș la servicii de telefonie mobilă, deci sunt șanse mult mai mici să fii prins dacă faci vreo infracțiune. În schimb, se pare că printre polițiști vor exista și milicii
miliție de extremă dreaptă și poliția nu o să apară din neant ca în celelalte jocuri GTA, ci se pare că de data asta o să dureze ceva până când o să plece prima mașină de poliție către tine sau primele mașini în funcție de ce infracțiune faci și se pare că mașinile în sine de poliție vor pleca de la secțiile cele mai apropiate sau va fi alertată cea mai apropiată mașină de pe drum de poliție care va porni spre tine. În schimb, având în vedere că orașul va fi împânzit de un sistem de supraveghere, se pare că polițiștii te vor putea recunoaște dacă ai comis o infracțiune. Asta înseamnă că și dacă scapi de poliție odată, nu va fi ca în GTA 5 când dacă scăpai de steluțele de la polițiști puteai doar să te întorci la ei și efectiv nu mai aveau nicio treabă cu tine, ci de data asta te vor putea recunoaște. În situațiile în care vine, spre exemplu, poliția și tu ești într-o clădire, vei avea mai multe opțiuni. De exemplu, vei avea opțiunea de a încerca să sari peste polițiști sau să-i omori sau să scapi de ei, vei avea opțiunea în care vei negocia cu ei sau vei avea opțiunea în care te predai. În schimb, dacă ești un foarte căutat infractor, este posibil ca poliția să-ți poată pune capcane sau să încerce cumva să te ia prin surprindere. Acum hai să vorbim un pic despre arme, pentru că până la urma urmei ce e interesant în GTA e partea cu armele, cu NPC-urile și cu poliția, nu? Cel mai mișto pentru cei mai mulți dintre jucătorii GTA este faptul că drujba din GTA Vice City aproape 100% se va întoarce în GTA 6. Vor apărea bineînțeles și alte arme noi, printre care se numără, spre exemplu, și flashbang-ul. În rest se cam știe că prin intermediul telefonului vei putea să accesezi la niște arme gen digitale, practic de hacking, cu care vei putea, de exemplu, să bruiezi semnalul GPS. Și că tot vorbim despre telefoanele din GTA 6, se pare că vor fi foarte inteligente. GTA 6, aproape mai mult ca sigur, va implementa un sistem interesant de internet cumva și de telefonie mobilă în interiorul jocului. Vei putea să faci, de exemplu, hotspot de pe telefonul mobil, care, sincer, nu știu exact la ce ar putea să ajute. Singura mea bănuială este că nu vei putea să accesezi la bani din bancă, de exemplu, dacă nu vei avea internet. Sau, dacă e vorba de semnalul GPS, vei fi într-o zonă în care nu este semnal și atunci nu mai știi încotro să o iei. Asta pentru că se zvonește că GTA 6 s-ar putea să nu mai aibă deloc mini-harta aceea din colți pe care o vedeți în jocurile open world, ci în loc să ai acea mini-hartă, vei putea să ai ori GPS pe telefonul mobil sau GPS din mașină. Printre infracțiunile pe care le vei putea comite în GTA 6, se pare că se numără și spălarea de bani, vei putea să cumpere afaceri și bănuiesc că va trebui să ai grijă cum faci cu banii să nu cumva să fii prins. Ideea că vor exista telefoane foarte inteligente e cumva pompată și de faptul că în GTA 6 se pare că va exista un card de credit pe care să-l folosești în timpul jocului. Alte chestii pe care s-ar putea tu să le poți face sau care s-ar putea să necesite să fie făcute, s-ar putea să fie necesar, de exemplu, să te tunzi din când în când pentru că se cam zvonește că va exista un sistem de creștere a părului. Nu numai asta, dar ci că dacă stai la soare te vei bronza și tocmai de asta va exista și o loțiune de soare. Da, nu știu, foarte ciudat. Deci, sincer, extrem de ciudată treaba asta. Adică nu înțeleg, gen, dacă nu faci chestia asta, ce? Dacă nu intri în joc 10 zile, o să ai plete și poți să fii alb ca brânza. Inclusiv hainele se pare că intră la această categorie de îngrijire pentru GTA 6, pentru că se pare că și hainele se vor murdări în timp. Însă, o chestie care s-ar putea să vă placă foarte mult e faptul că în GTA 6 cel mai probabil o să revină sistemul de mușchi și sistemul de îngrășare slash slăbire. Sistemul ăsta nu știu dacă era în GTA 4, dar în GTA San Andreas știu 100% că era și toată lumea era nebunită după chestia asta. Deci da, o să poți să mergi la sală, o să poți să te bronzezi, o să poți să te dai cu loțiune de soare, să te tunzi și așa mai departe. În GTA 6 se va adăuga și mecanismul de prone, adică să stai gen culcat, un mecanism pe care nu cred că îl regăsim în niciun alt GTA de până acum. O să poți să țintești și să tragi din apă, indiferent că înoți înainte, înapoi, stânga sau dreapta. Acțiunile pe care le vei face vor avea cam întotdeauna consecințe în joc și, nu în ultimul rând, dacă stai în mașină, de exemplu, în partea din față și să zicem că trag polițiștii după tine, te vei putea arunca pe scaunele din spate. Așa că hai să trecem și la mașini. În noul GTA 6 vor exista piese de colecție pentru mașini. Asta înseamnă că cel mai probabil sistemul de reparare a mașinilor va fi mult mai inteligent decât a fost până acum. Probabil că mașina va avea piese care se vor defecta în timp sau dacă te duci la reparații, probabil că va trebui să schimbi anumite piese de la mașină. Nici cu furtul mașinilor nu o să mai stăm la fel de bine, pentru că se pare că în GTA 6 va fi un sistem antifurt mult mai mișto pe de o parte, pe de altă parte mai enervant decât în GTA 5, în sensul că mașinile mai scumpe, de exemplu alea sport, vor avea sistem antifurt care nu te va mai lăsa să furi mașina la fel de ușor
ușor cum puteai în GTA 5, unde doar dădeai cu cotul în geam, intrai în mașină și în 2 secunde o porneai și plecai de pe loc. Unele mașini se pare că vor avea anumite cheițe de care va trebui cumva să faci rost ca să poți să fugi cu mașina. Mașinile în schimb pe care le vei putea deschide vor avea iteme, deci vei putea face looting practic în mașină. Va fi un mecanism foarte mișto și realist de daună. Se pare că la greutate suficient de mare mașina se va putea inclusiv turti aproape complet. Nu numai asta, dar suspensiile vor fi în sfârșit din nou vizibile cum erau în GTA 4, adică atunci când pui frână mașina se va pleca un pic înainte, dacă accelerezi deodată brusc se va lăsa cumva înapoi și mașinile se vor comporta în funcție de teren, însemnând că pe pământ, pe nisip sau pe asfalt vei merge complet diferit, iar de exemplu dacă cineva va trage cu gloanțe în mașina ta, vor rămâne urme de la gloanțe. Cam astea sunt chestiile pe care până acum le știm despre GTA 6 din leak-urile care au avut loc în ultimul an de zile. Dacă v-au plăcut informațiile pe care vi le-am lăsat, vă rog nu uitați să dați like, share și subscribe. Să sperăm că anunțul GTA 6 va veni cât mai curând și să sperăm că nu va fi exclusiv doar pentru console sau doar pentru PC o perioadă de timp. În rest, eu cam atât am avut de zis. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până aici. Eu am fost Gârcea și ne revedem în episodul următor de pe canal. Să sperăm că ne vedem cu o reacție la anunțul din partea Rockstar Games. Hai, vă salut!